Pentru ca să avem un punct de plecare și în seara aceasta, doar să redeschideți încă o dată Sfânta Scriptură și să o faceți și să o facem cu dragoste, la 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1, un verset care va folosi ca punct de plecare pentru tema acestei serii. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1, pagina Sfintele Scripturii, 1170. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Amin. Aceasta este chiar tema care a fost anunțată în urmă cu aproximativ 3 săptămâni sau când a fost prezentarea patrulor firii pământești doar în mare și spuneam că vom lua una câte una. Și în seara zilei de astăzi, versetul 2, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Și am zis prima lecție din faptele firii pământești, între cele 23 de lecțiuni biblice, sau 24, vom începe cu această faptă a firii pământești, iubirea de sine. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei cu bătaie lungă. Pentru zilele din urmă, și când folosim expresia, sau este lăsată expresia oamenii, nu înseamnă că va fi un fenomen izolat, ci va fi un fenomen în masă. Că majoritatea oamenilor, în zilele din urmă, vor fi iubitori de sine. Și de fapt, iubirea de sine este prima faptă a firii pământești, pentru că de aici pleacă toată celelalte. Când este atins, când mă atinge cineva, când îmi ia cineva, când îmi spune cineva, când nu mi se potrivește sinelui meu, când nu mi se potrivește mie, când mi-a luat și al meu, încep celelalte fapte ale firii pământești. Mă rog, ceea ce este necesar pentru discuția respectivă, fie că-i ceartă, fie că-i celelalte, ură, neînțelegeri și multe altele și toate încep însuși sau chiar de la această faptă a firii pământești, iubirea de sine. În Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23, în acest sens, în această direcție, Domnul Iisus a spus celor care de care era înconjurat, oamenilor care l-ascultau. Și spune așa, Luca 9:23, apoi a zis tuturor, Domnul Iisus a spus tuturor. Și când a spus tuturor atunci, a însemnat și ucenicilor, apostolilor, a însemnat oamenilor de lângă el, prietenilor, și a însemnat și gloatei care era în preajma Domnului Iisus. Știți ce înseamnă asta? Când Domnul Iisus spune tuturor, înseamnă și celor care cântă, înseamnă și celor care predică, înseamnă și celor care ascultă. Că tuturor înseamnă tuturor. Nimeni nu este exclus. Și apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și facem legătura cu Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 26 și versetul 27, unde Domnul Iisus spune, dacă vine cineva la mine și nu urăște, ba, finalul versetului 26, spune, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Fără o renunțare la noi înșine, fără o lepădare la noi înșine, spune Domnul Iisus, nu numai că nu ajungi în cer, ci nu poți fi nici măcar un ucenic al lui Hristos. De aceea Domnul Iisus ne cheamă încă de la început la o renunțare la noi înșine. Ba chiar însăși viața lui. Pentru că multe facem noi pentru viața noastră. Nu ar trebui normal să le facem. Pentru că Biblia la un moment dat spune, dacă ai ce mânca, dacă ai ce îmbrăca, este de ajuns. Oricele alte lucruri le faci într-un alt scop.
într-o altă direcție. Primul cinci pe care Scriptura ne învață că trebuie să-l dărâmăm din faptele firii pământești este iubirea de noi înșine sau iubirea de sine. Cu iubirea de sine, cu acest eu, nu vom putea niciodată nici ajunge în rai, dar nici măcar aici, ne numim noi, spune ca ucenicii ai lui Hristos. Însă, ca să fii un adevărat ucenic al lui Hristos, spune, trebuie să te lepezi și să urăști, nu trupul acesta, să, pentru că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne învață să-L întreținem, pentru că El este templul Sfântului Duh, Duhul Sfânt locuiește în noi, în trupul acesta, dar să nu facem exagerări pe baza vieții pe care o trăim, sau multe altele. Omul cu iubire de sine. Trei principii vom medita în seara zilei de astăzi, ale omului cu iubire, cu iubire de sine. Pe urmă, ceva vom medita omul cu lepădare de sine și în studiul nostru vor fi cuprinse și exemple atât negative, cât și exemple pozitive, întocmai ca să înțelegem ceea ce vrea Biblia să ne învețe în după-masa zilei de astăzi, la această temă, omul cu iubire de sine. Unul din principiile omului cu iubire de sine îl găsim în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 21, și mi-ar place mult cei care aveți Scripturile să le deschideți, să citiți, pentru că este foarte important când citești. Eu știu locul unde scrie de multe ori pentru că am citit. Și chiar dacă nu am duc aminte citat capitolul, versetul, știu că scrie acolo în stânga, la mijloc, în colț. Și este foarte important tot timpul să aducem Scriptura la noi, dar mai ales atunci când este studiu. Pentru că studiul, aminteam data trecută, este ce spune Biblia despre. Ce spune Biblia despre. Și de asta, datorită faptului acesta, căutăm mult în Biblie la studiu. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Unul din principiile omului cu iubire de sine, folosul său este prioritate. Folosul său este prioritate. Oamenii aceștia umblă după foloasele lor. Omul acesta gândește așa. Pe mine nu mă interesează dacă alții au ce mânca, eu să am ce mânca, eu să fiu sănătos. Nu contează dacă alții sunt dezbrăcați, eu să fiu îmbrăcat bine. Nu contează dacă alții au ceva, eu să am de toate. Pentru că oamenii aceștia umblă după foloasele lor. Biblia nu ne spune să nu căutăm deloc folosul nostru. Biblia nu ne spune să nu căutăm deloc folosul nostru. Însă folosul nostru pentru noi să nu fie prioritate și unic în viața noastră. Pentru că omul cu lepădare de sine vom ajunge, caută mai întâi folosul altul. Folosul altul. Și acolo vom cântări balanța unde ne aflăm. Între iubire de sine sau lepădare de sine. Folosul nostru propriu să nu fie prioritar, ci să gândesc așa. Banul pe care îl câștig să fie și pentru altul. Hrana pe care o am să fie și pentru altul. Câți dintre dumneavoastră este o perioadă când este mai greu de lucru?
Sunteți oameni care lucrați tot timpul, în fiecare zi. Câți dintre dumneavoastră care cunoașteți un om, o persoană, care nu are de lucru? De o lună? De două luni? Sau, mă rog, o vreme. Și nu are bani. Probabil că ca să trăiască, ca să hrănească. Probabil că nu poți să îl lași în locul tău o zi la lucru. Dar să spui ziua asta, o lucru pentru persoana X, care nu are ce lucra. Și să vii seara, să-l suni și să spui, uite, frate, hai să-ți dau, să te ajut. Când facem așa, înseamnă renunțare și la noi înșine, dar când nu reușim să facem așa, înseamnă că folosul doar al nostru, doar pentru noi, este prioritatea. Și așa cum aminteam, oamenii aceștia spun, nu sunt interesat de alții și el caută motivele lui. De ce ar fi așa? Ce drept, toți umblă după foloasele lor, oamenii care se iubesc pe sine. Un alt principiu al omului care se iubește pe sine, îl găsim în Ieremia, capitolul 2, versetul 23. Ieremia, capitolul 2, versetul 23, cu versetul 33, unde spune așa. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Scopul omului iubitor de sine scuză mijloacele. Scopul omului iubitor de sine scuză mijloacele. De multe ori ați văzut printre oameni oameni care, dacă au văzut pe cineva că a furat, a săvârșit un păcat. Dar dacă a săvârșit, dacă a furat el însuși, are o scuză. Poate ați văzut oameni care condamnă pe oameni care nu vin la adunare, dar dacă nu vine el, are o motivație. Ai o scuză. Dacă cineva s-a enervat, e un om păcătos. Dar dacă el s-a enervat, imediat a fost, spune el, am fost ispitit de. Și omul acesta întotdeauna are o scuză, pentru că omul cu iubire de sine va ști să se scuze în totdeauna și va păstra mereu vinovați pe alții și nevinovat pe el însuși. Și spune în Roman, capitolul 2, cu versetul 1, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Oamenii aceștia spun ce bine sunt, ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar dacă este vorba de o nelegiuire, dacă îmi place, atunci nu-l mai socotez păcat. Și merg înainte. Al treilea principiu al oamenilor iubitori de sine sau care se iubesc pe sine însuși. Am amintit primul, folosul său este prioritar. Al doilea, am amintit scopul, scuză, mijloacele, a fost motivat pentru că și a treia manifestare a omului iubitor de sine
o găsim chiar în pasajul citit, ca să luăm și de acolo, din 2 Timotei, capitolul 3, spune versetul 2, iubitori de bani, versetul 4, iubitori mai mult de plăceri. Oamenii care se iubesc pe ei înșiși prin bani. Găsim în Eclesiastul, capitolul 5, un cuvânt pe care îl scrie înțeleptul Solomon la acea vreme, și cuvântul spune așa, versetul 10 din Eclesiastul 5, cine iubește argintul, nu se satură nici odată de argint. Oamenii aceștia care iubesc banul, nu se satură niciodată de bani. Pentru că banul acela îl satisface pe el însuși. Și adună bani peste bani, își nesocotește familia, nu este important că familia mea se dezbină, că familia mea sacrifică copiii mei. Important pentru omul care se iubește pe sine prin bani, să adune tot mai mult. Grămada să fie tot mai mare și oamenii aceștia, așa cum scrie în 2 Timotei, în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Banul în sine nu-i rău. Și versetul 10 spune că și iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Banul este necesar, este o nevoie, dar când iubești banul mai mult decât alte lucruri, spune că și iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și spune că și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, și ascultați, un om al lui Dumnezeu, versetul 11, spune, fuge de aceste lucruri. Fuge de iubirea de bani. Și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea și se luptă lupta cea bună a credinței ca să aduce viața veșnică la care a fost chemat și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Și versetul 18, opusul spune, în diavne se facă bine să fie bogați în fapte bune. Bogați, nu neapărat. Este bine să ai bani, dar să nu-l iubești. Să ai cât de mulți, că dacă ai cât de mult, să dai. Și să dau, că Dumnezeu, când îmi dă, așteaptă să dau. Iuda, una din treptele căderii lui Iuda, știi care a fost? Când a crezut că sacrificiul pentru Iisus e o risipă. 300 de lei costa mirul acela de înalt care l-a turnat femeia pe capul Domnului Iisus. Și a spus Iuda, prea mult pentru Iisus. A iubit banul și Biblia numește hoț la un moment dat. Pentru că lua pentru el ce era. Omul cu iubire de sine, o manifestare a omului cu iubire de sine, iubirea de bani, iubirea de plăceri. Găsim în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, că citima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Dima a fost un colaborator al lui Pavel, apostolul lui Pavel, și a umblat cu Pavel o vreme. Nu știu câtă vreme a umblat, dar la un moment dat, pentru dragostea de lumea de acum, l-a părăsit pe marele apostol Pavel. Nu știu câtă fericire, câtă împlinire, câte minuni n-o fi văzut omul acesta, Dima,
până când ceea ce a oferit lumea a cântărit el și a spus este mult mai valoros. Și s-a dus după ceea ce a oferit lumea într-o pierzare veșnică. Însă nu tot așa a fost cu Moise. Moise găsim în Evrei capitolul 11 cu versetul 25 și 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Cu alte cuvinte, să guste din tot ce oferea Egiptul. Să guste din tot ce oferea Egiptul. Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Pentru că el s-o plătea o cara lui Iisus Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dacă tima din dragoste pentru lumea de acum l-a părăsit, Pavlanii Apostol Pavel, uite că Moise spune că n-a putut să se bucure de plăcerile de o clipă. Știi cât te vecește păcatul? O clipă. O clipă. Și pe urmă-i guști veninul. La fel s-a întâmplat și cu David. O clipă i-a plăcut. Și pe urmă a avut ce plăcere. Spune că urcând pe dealul măslinilor, în genunchi și plângând el împărat, la cea vreme peste milioane de oameni. Pentru că păcatul îți dă plăcerea o clipă și nu mai mult. Și Moise a spus, mai bine o cara lui Hristos. Și într-o zi mă voi întâlni cu Dumnezeu în cer. Omul cu iubire de sine se manifestă și prin plăceri tocmai ca să-ți împlinești omul, eul, dă. Și haideți să luăm câteva exemple din Sfintele Scripturi de oameni care s-au iubit pe sine. Haideți să mergem în Cartea Esterei. Cei care aveți Scripturile sau dacă nu, mă urmăriți în Estera, capitolul 3. Vom citi despre un om pe care îl cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră. Voi citi selectiv. Este vorba despre Hama, un exemplu, care un om care s-a iubit pe sine. Estera, capitolul 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina, fiindcă slujitorii lui Haman i-au spus lui Mardoheu, închină-te, pentru că este poruncă împărătească. Versetul 4, fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și nu îi asculta, i-au spus într-o zi lui Haman. Și Haman, versetul 5, a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. Și omul cu iubire de sine, când vede că nu-i respectat eul lui, personalitatea lui, spune, s-a umplut de mâini. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu. Căci se spusese din ce popor era Mardoheu. Așa că vroia să ridicească pe toți iudeii. Nici unul să nu mai rămână. Nu sunt respectat la valoarea mea, la înălțimea mea, sunt un prim-ministru, cum am zice noi în vremurile noastre. Am ordin împărătesc în fața mea să se plece orice genunchi. Voi și tu și poporul nu vreți? Sau tu nu vrei? Nu-i nimic, nu doar tu. Tot poporul să fie aici. Și spune atunci, am versetul 8, a zis împăratul Ahasveros, în toate ținuturile împărăției este risipit un popor deosebit între popoare care are legi diferite. Versetul 9.
Dacă împăratul găsește cu care să scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i aducă în misteria împăratului, pentru că iubirea de sine dă preț pentru el însuși. Omul care caută foloasele lui, așa cum a spus primul principiu al omului cu iubire de sine. Și împăratul i-a zis, fă ce vrei, și cu poporul țineți și talanții. Scrisori care au fost scrise imediat de Haman în cele 117 ținuturi din acea vreme. Și mai ales evreilor în orice colț ar fi fost. Au fost trimise scrisori prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei într-o singură zi. Pentru că omul respectiv nu a fost respectat. Omul cu iubire de sine. Versetul 1 din capitolul 4, Mardoheu aflând tot ce se petrecea și-a sfârșit hainele. Versetul 2, a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprit oricum era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost mare jale pentru iudei, Posteau, plângeau și se voceau. Și mulți se culcau în sac și cenușă. În mijlocul curții împăratului, Mardoheu striga, îmbrăcat în sac și cenușă. Aude Ester, care era împărăteasă la acea vreme, a împărat, nevastă de împărat. Îl cunoștea pe Mardoheu, că era un fiulier. Și a trimis din țintoarele ei sau din slujnicele ei. A trimis la Mardoheu să-i spună ce-i comportamentul acesta. Și spune, uite, hotărârea lui Haman, ce vrea să facă. Intră la împărat și vorbește. Și spune Estera, dacă cineva intră la împărat fără să fie invitat sau invitat, posibil să moară, negreșit. Dar vă știți ce să faceți? 3 zile stați pe post, stați pe rugăciune, nu mâncați nimic, tot ce vrei, trimite scrisori. A treia zi, voi merge la împărat. Chiar dacă n-am o poruncă și dacă va fi să mor în fața împăratului, să mor, mă dau pe mine însumi. Ca să fiți salvați vor, dacă pot să faci așa, să pot să fac lucrul acesta. Și se întâmplă, 3 zile trec, se duce Estera în fața împăratului, împăratul o vede, îi întinde doianul, capătă trece Estera și spune împăratul, Estera, ce vrei? Și spune, dacă am căpătat trecere, înaintea ta am pregătit un ospăț. Vino la mine tu și Haman, mâine la ospățul sau astăzi la ospățul pe care l-am pregătit. Când aude împăratul, trimite slujitorii la Haman să-i spună, vino la ospăț, pentru că Estera a dat un ospăț și suntem invitați amândoi. Și a participat la acel ospăț și continuă citirea din capitolul 5, versetul 9. Haman a ieșit vesel în ziua aceea. Și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului de Mardoheu, care nu se scula, care nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. Încă o dată. Versetul 11, Haman a vorbit despre strălucirea prietenilor lui și nevestei sale, Haman a vorbit despre strălucirea bogăților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenii și slujitorii împăratului. Și a adăugat, eu, pentru că este vorba despre iubirea de sine, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și poftit și m-a poftit și mâine la același ospăț. Dar câtă vreme este, spunea el în continuare, Mardoheu la poartă și nu mi se închină, n-am nicio plăcere. Și sfat după oameni. Omul cu iubitor de, omul iubitor de sine are aceiași prieteni. Și care îl sfătuiesc în aceeași direcție. Dacă te deranjează Mardoheu, pregătește-i o spânzurătoare. Și du-te și cere împăratului
să fie spânzurat și atunci mâine vei fi lege mulțumit la cel ospăț pe care împărăteasa l-a dat împreună cu împăratul. Ești al doilea după împărat. În noaptea aceea, pregătită spânzurătoarea pentru Mardocheu, în noaptea aceea, versetul 6, versetul 1 din capitolul 6, împăratul n-a putut să doarmă, că așa controlează Dumnezeu toate lucrurile. Împăratul n-a putut să doarmă. Și apoi ce se aducă lângă el, cartea aducerilor aminte cronice, le-a citit înaintea împăratului și a găsit și s-a găsit scris ce descoperise Mardocheu cu privire la Bigtan și Tereș, cei doi faimeni ai împăratului, păzitorii pradului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasferos. Și împăratul a zis, ce cinste s-a făcut lui Mardocheu? Versetul 3. I s-a făcut ceva pentru aceasta? Și Dumnezeu pune un alt om lângă împărat și spune, nimic împărat. Nimic împărat. Atunci împăratul a zis, cine e curte? Haman. Marele om. Haman. Haman venise în curtea de afară, acasă împăratului, să ceară să spânzure pe Mardocheu. Slujitorii împăratului i-au răspuns, Haman este în curte și împăratul se intre. Haman a intrat și împăratul i-a zis, n-a mai reușit el să spună povestea lui, pentru că el trebuia să aibă mai târziu. Și spune, auzi, împăratul îi spune lui Haman, ce trebuie făcut pentru un om care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine, omul cu iubire de sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și când s-a gândit la el, s-a gândit cum ar vrea el. Și când s-a gândit la el, s-a spus, uite care-i treaba, trebuie să aduc o haină împărătească la împăratul, în locul 2, dar să vadă că împărat pot și la, am acces la locul 1. Trebuie să-i se aducă haină împărătească, aceea cu care se îmbracă împărat și calul pe care călărește împăratul și să-i se pună cununa împărătească pe cap. Și să se dea haina și calul uneia dintre căpetenile de seamă, să vedea să nu fie un însemnat, ci tot unul de frunte, să-l ia pe Haman, în mintea lui, că l-are eu pe cap, cu o căpetenie mare și prin mijlocul cetății, și nu-i suficient doar atât. Și spune, apoi să îmbrace cu haină pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strece înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Dacă s-ar fi gândit Haman cine avea să ducă cal, poate gândea altul. El s-a gândit cine avea să stea pe cal. Și spune împăratul, auzi? Împăratul a zis la Haman, versetul 10, ia-mi dată haina, ia-mi dată calul, așa cum ai zis, și fă așa iudeului Mardocheu, care șade de la poarta împăratului și îi menționează încă o dată, nu lăsa nimic nefăcut din tot ce a zis. Și vezi pe Haman, prin mijlocul cetății, prin ministru, cu cel care era la poartă, îmbrăcat cum era, călare pe cal și să strige Haman. Așa se face omului căruia îl cinstește împăratul. Doamne cerințe! Pentru omul care se iubește pe sine. Dorma total! Mardocheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus nu să mai vadă pe nimeni acasă, mâhnit cu capul acoperit. Și spune nevasta și cei, auzi, dacă ai început să tragi în fața lui Mardocheu, îi prorocesc. Spune versetul 13, nu vei putea ni face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Continuăm mai departe versiunea, pentru că este pregătită spânzurătoare. Și spune, totuși în versetul 3 din capitolul 7, împărăteasa Ester a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta după zilele de ospăț, merge și spune împăratul ce vrei. Și
dacă am căpătat răcire înaintea ta și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viață. Asta e cererea mea. Și când dau de împăratul, poate e soția mea. Cum cer tu viață? Pentru că tu ai viață. Și spune mai departe. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Și împăratul, versetul 5, Ahasveroș, a luat cuvântul și a zis, cine și unde este acela care are de gând să facă asta? Și Ester a răspuns, apăsătorul vrăjmașului este Haman, răul acesta. Și Haman a rămas îngrozit. Când a auzit și n-a știut că groapa pe care a săpat-o, așa spune Scriptură, groapa pe care o sap, altuia vei cădea tu în ea. Și când auziți, spune împăratul, a ieșit în grădina de afară, să-și revină în fire. Văzând Haman că pierirea este sortită, moartea este sortită în mintea împăratului, s-a dus spre Estera să-și ceară viața din mâna ei. Și când, tocmai atunci, în îngăiaș de Dumnezeu, să intre Ahasveroș și când o vede că și merge spre Estera, spre nevasta lui, a spus, chiar atunci intră niște oameni și spune acolo, spune zonătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu. Să fie spânzurat Haman. Pentru că în groapa pe Arusabii altuia vei cădea tu însuți. De aceea este bine înainte să nu s-a nicio groapă. Dar dacă ai săpat o groapă cuiva sau Arusabii, gândește-te să o sap în atâta măsură să poți ieși tu din ea. Că nu ia. Că pentru tine omul care se iubește pe sine. Un exemplu negativ l-am dat pe Haman. Sunt mult mai multe exemple care le putem lua din Sfintele Scripturi. Omul cu lepădare de sine, doar un gând și un exemplu scurt, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 24, un principiu al omului cu lepădare de sine. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 24, spune așa, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altul. Lepădarea de sine nu caută numai. Aici este menționat, nimeni să nu-și caute folosul lui. Găsim în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 4, unde spune așa, cu versetul 4, fiecare din voi să nu se uite, să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altuia. Măcar că te uiți la foloasele tale, cât cauți folosul tău, Biblia spune, caută și folosul altuia, aceluia de lângă tine. Aceasta înseamnă măcar un principiu al lepădării de mine însumi. Nu vreau eu doar pentru mine. Scopul meu nu este prioritar doar pentru mine, ci scopul meu, suntem toți. Când eu am, să aibă și altul. Dacă este să nu am nimic, nu avem toți. De aceea Biserica Primară spunea că mâncau toți la o lată și vindeau averile în acea vreme, și toți trăiau de ochi. Pentru că ei căutau nu doar ai lor, ci a tuturor. În 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, spune, dragostea nu, printre altele, nu caută folosul său. Dragostea nu caută folosul său. Câteva exemple scurte, oameni cu lepădare de sine. Dacă pe partea negativă l-am dat pe Haman, hai să vedem dacă suntem oameni cu lepădare de sine, oameni care caută și folosul altul. Haideți să luăm pe Ionatan. Îl găsim în 1 Samuel, capitolul 18, voi citi un verset și pe urmă unul din capitolul 23. 1 Samuel
capitolul 18, spune așa. David sfârșise versetul 1, David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David. Și Ionatan l-a iubit pe sufletul, ca pe sufletul din el. Și ascultați, știți istoria între Ionatan, între Saul și între David. Saul a fost să omoare pe David, ca să nu mai citim acum. Și la un moment dat, Ionatan sare în ajutorul lui David, pentru că i s-a lipit inima de el. Omul cu repădare de sine, să nu uitați. Este ideea și exemplu. Și ascultați ceea ce spune Ionatan, care era drept ca să fie moștenitor la tron în urma tatălui său. Tatăl său, Saul, când murea, el era împărat, trebuia să fie de drept împărat peste Israel. Și ascultați ceea ce spune lui David. 1 Samuel, capitolul 23, versetul 17. Și Ionatan i-a zis lui David, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge, tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Și tatăl meu, Saul, știe lucrul acesta. Acum, haideți să vedem omul cu lepădare de sine. Ești dependent, poți să fii de drept urmat la conducerea unei țări. Că nu. Și să renunți tu pentru un alt. Să nu mai fii niciodată prinț, să nu mai fii niciodată împărat. Să ai ocazia asta, șansa unică în viață și să spui, auzi, eu sunt al doilea după tine. Tu să fii prinț. Ai putea? Aș putea? Am putea? Asta înseamnă să cauți folosul altuia? Asta înseamnă omul cu renunțare la el însuși. Nemia, îl găsim pe Nemia. Nu se bucura că era paharnicul împăratului. Și în capitolul 1 spune acolo, câtă vreme a auzit că poporul trăiește greu, suferea, era nenorocit și s-a dus la împăratul la acea vreme. El o ducea bine. Și a spus, dacă trăiesc eu bine în zadar, dacă poporul meu, dacă neamul meu suferă, dacă sunt nenorociți, mă identific cu ei, vreau să plec la ei. Omul care a renunțat la bine, în folosul fraților lui, s-a pus el într-un loc secundar. El o ducea bine la ceva. Haideți să ne oprim asupra un exemplu. Domnul Iisus este cel mai perfect exemplu în lepădare de sine. Și vom încheia. Găsim în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ascultați acum. Și s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce și de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Nu pentru că a făcut învieri din morți, nu pentru faptul că a vindecat bolnav, nu faptul că a fost cel mai mare predicator de-a lungul istoriei, de-a lungul vremurilor, ci pentru că s-a dezbrăcat de sine însuși, de slava pe care a avut-o, s-a făcut asemenea oamenilor și pentru că a știut să se dezbrace de sine însuși. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. De aceea Dumnezeu l-a înălțat. Poate că dacă ar fi apostolul Petru, mulți în ziua de astăzi ne-am aplecat să-i spălăm picioarele. Însă Domnul Iisus i-a s-a plecat să-i spere picioarele lui Petru atunci când știa că urma să se lepede de el. S-a plecat să-i spere picioarele lui Iuda, care știu că după câteva momente urmea să-l vândă, să-l tradeze. Aceasta înseamnă ce ferice de voi dacă și voi faceți la fel. Întrebarea pe care se naște. Omul cu lepădare de sine poate să facă aceste lucruri? Tu poți? Nu pot. Noi putem. Un om
scandal pentru orice lucru. Credeți că mai târziu va accepta să-i se ia averile? Să-l fie luat ce are? Pocăința începe de la lepădare de sine. Dacă nu ai reușit să cauți folosul altuia, ești încă la început. Poți să ai 30 de ani și poți să am 30 de ani de pocăință. Dacă n-am reușit să mă lapăd de mine însumi, să iau crucea în fiecare zi, să-L urmez pe Iisus Hristos, încă sunt la început de pocăință. Lucrez de 30 de ani, de 10 ani, lucrez de 5 ani, încă la început. Ceea ce am făcut până acum nu este altceva. Și ascultați-mă bine. Ceea ce am făcut până acum, dacă mă aflu într-o asemenea stare, nu este altceva decât o obține peste rugine. Nu este altceva decât o bloană, o blană albă peste mine. Am îmbrăcat un sobor ca să vadă oamenii că sunt din turma lui Hristos. Însă nu sunt un ucenic și veșnicia nu va fi pentru mine. Ioan 13 cu 34 spune: iubiți-vă unii pe alții, nu vă iubiți pe voi înșivă, ci iubiți-vă unii pe alții, măcar cât vă iubiți voi pe voi înșivă. Facem noi adevăr, lucrul acesta este oare pentru noi o realitate? Dar o mână este într-o altă cameră. Sufăr eu pentru mâna aceea? Sau sunt omul care ignor totul? Domnul Iisus a fost înălțat pentru că aștept să se lape de El însuși, să se dezbrace de sine însuși, pe ajunge înălțat în cer în slavă. Și voi încheia. Pe ajunge înălțat în cer în slavă. Dacă vei ști să te dezbraci de tine însuți. Dacă știu să mă dezbrac de mine însuți. Și mi-aș dori ca din seara zilei de azi, Dumnezeu să-mi dea putere mie. Dumnezeu să-mi dea putere dumneavoastră. Amin. Să ne liberăm de noi înșine. Amin. Și să spunem în tocmai cum Apostolul Ioan, cum Ioan Botezătorul a spus, eu mă micșorez. Hristos trăiește în mine. Aleluia. Eu mă micșorez și Hristos trăiește în mine. Domnului. Apostolul Pavel a spus în Galateni, capitolul 2:20, am fost răstignit, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. Aleluia. Viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul pe mine, așa să vă ajute Domnul pe dumneavoastră. Atunci vom ajunge în cerul lui Dumnezeu, înălțați în slavă împreună cu El și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.